Dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi facem o mâncărică de post care se numește tocăniță de cartof cu ciuperci și cu mazăre. Haideți să vă prezint ingredientele. Și dragii mei, după cum vedeți pe masă, eu bineînțeles am pregătit tot ca întotdeauna, spălat, curățat, tot e pregătit, numai să o punem la foc. Și anume, este pe masă, ce se vede, ciuperci, avem aici 350 de grame de ciuperci, avem 1 kg de cartof, aici avem 150 de grame de mazăre verde congelată, avem boia, sare, boia dulce asta, sare, avem un morcov tăiat, o ceapă mare tăiată, jumătate de legături de pătrunjel și 2 căței de usturoi. Deci, dragii mei, este o rețetă foarte simplă de post, dar foarte, foarte bună și sățioasă. Deci, ciupercile în loc de carne, de post. Deci, noi am locuit carnea cu ciupercile. Și cartofii, mâncarea românului care se mănâncă în fiecare zi, bineînțeles, lângă ea un pic de morcov, legume ce trebuie și am mai adăugat și un pic de mazăre care am mai avut eu în congelator. Deci asta era mâncarea copilăriei noastre. Deci când era mazăre, primul lucru ce făcea bunica mea, o tocăniță așa scurtă cu mazăre, cu morcov din grădină nou, tot era bio și le făcea rapid de mâncam, de nu ne puteam opri, sincer, ceream și a doua farfurie, fiindcă cu una nu ne săturam, că ne plăcea foarte mult. Eu le fac un pic așa mai scăzut, că mi-e așa îmi plac, dar se poate face cui îi place și cu zamă. Deci o mâncare tradițională cu care cred că toată lumea a crescut, e o mâncare de cartof cu mazăre și cu ciuperci. Deci haideți să merem la aragaz, să o punem la foc. O să vedeți cât de repede se face. Nu, uitați, nu avem nevoie de multe ingrediente, ca de obicei, 2-3. Și avem o mâncare delicioasă și de post, ca să nu uitați. Deci e important, nu? Deci e sățioasă, de post, curt, rapidă. Haideți să merem. Deci am pus repede o cratiță pe foc în care am băgat vreo 2 linguri de ulei și acum, bineînțeles, punem prima dată ceapa. O să pun ceapa la călit. Cu usturoiul, nu? Da. Bună, vă salut și eu. Deci călim ceapa împreună cu usturoiul, în puțin ulei. Prima dată puțin ceapa. După aia o să punem și restul. Dragii mei, încă o dată vă mulțumim pentru toate comentariile dumneavoastră. Vă invităm să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o, să activați și clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când postăm un nou videoclip. Vă mulțumim! După ce s-o moiat un pic ceapa, deci nu de tot, așa să fie transparent, o să punem și morcovul. Lăsăm și cu morcov puțin. Să iasă culoarea, savoarea. Uitați ce fain arată. Miroase deja foarte, foarte bine. Vă invităm să încercați această rețetă pe care probabil mulți dintre voi deja o știți. Dar cei care nu o știți, chiar vă invităm să încercați și această variantă. Acum punem și mazărea. Lăsăm puțin și cu mazărea să se călească și între timp, uitați, punem o lingurică de sare. Sare ajută legumele să se înmoaie, după cum bine știți. Și folosim și o lingurică de boia. Thank you.
Dă o culoare super. Acum punem și cartofii, care bineînțeles le-am curățat, le-am spălat. Amestecăm. Lăsăm puțin să tădinștuie. Nu foarte mult, puțin. Îmi place bine arată. Și ducem apă. Punem apă, dar nu foarte mult, ca să deie numai peste. Atâta e tot. Deci apa cât să acopere puțin, la nivelul cartofilor. Atât. Atât. Nu o fi mai mult apă, asta rămâne. Bineînțeles, din asta o să mai scade un pic. Puteți condimenta după gust, dacă vă place, dacă doriți. Cu absolut orice condiment vă doriți. Punem capacul și lăsăm să fiarbă. Ciupercile le punem pe când cartofii este aproape, aproape fiert. Lăsăm să fiarbă și o să revenim. Tocăm ciupercile acum. După cum vedeți, am pregătit tot, am pus pe foc, lăsăm să fiarbă. Și bineînțeles, am lăsat un pic de frunză, de pătrunjel, asta punem la urmă și acum tocăm și ciupercile, care este curățat, ăsta este ciuperci brun, eu am curățat de coajă și le tăiem felii mai mari, așa. Uitați, felii așa. Le tăiem în trei. Să nu fie nici foarte mare, dar să nu fie nici micuță. Eu așa le tai. Voi puteți să le tăiați în două, în mai mărunt, cum doriți. Eu le tai așa, în felii mai groasă. Care sunt mai mari în 4, care sunt mai mici în 3. Și asta fierbe repede, nu durează mult. Și o să punem peste cartofi și lăsăm până să fierbe. Potrivim de gust și mâncărica noastră este gata. E și rapidă și gustoasă. Scrieți-ne în comentarii dacă vă place rețeta, dacă vă plac ciupercile, că nu fiecăruia îi plac. Dacă nu, puteți să nu le puneți, le omiteți pur și simplu, nu? Da. Se poate și fără, dacă cumva nu vă plac ciupercile, dar nouă ne plac. De ciuperci, cu mazele, și acum e timpul ciupercilor, e vremea lor. Uitați-i aici cât avem. Acestea sunt ciuperci. Da, asta punem acum, după ce începe să fiarbă, lăsăm puțin, băgăm ciupercile și când este gata fiert tot, mazărea, cartofii, ciupercile, punem ultima dată frunza și putem servi. Rețeta asta durează doar câteva minute și aveți ceva sățios, cald. La îndemâna oricui, ca acasă, cine n-are cartofi, o mână de mazăre și 2-3 ciuperci. Sau, cum o zis fata, puteți să înlocuiți ciupercile, dacă nu mâncați de post, cu o bucată de carne, cu o bucată de cârnați, cu ce doriți. Așa că e mâncare rapidă și gustoasă. Așteptăm să fiarbă și revenim. Da. După cum vedeți, mâncărica noastră e fiartă pe jumate. Acum uitați să punem ciupercile care eu le-am tăiat felii. Le punem în ea. Așa. Ne apăsăm așa pe ea și punem capacul și, bineînțeles, mai lăsăm să fiarbă. Până când și ciupercile sunt fierte. Da. Uitați. Așa. Ea se moaie, ea nu rămâne așa. Punem capacul și lăsăm în continuare să fiarbă și revenim exact când e gata. Arată finalul, uitați așa, m-a ieșit tocănița. Am vrut noi fără zamă, dar dacă voi vreți, puneți mai mult apă și lăsați-o cu zamă. Noi am lăsat-o fără zamă. Este delicios, rapid, gustos, faceți-l și voi. Și dacă vă place, să-mi scrieți. Noi vă invităm la masă să mâncați cu noi. Bineînțeles, și să vă dorim poftă bună. Vă spunem la revedere și pupici!